Iată că după o noapte de mers cu autocarul de la Ploiești către Chișinău, pornind cu colegii noștri, cu frații noștri de la Vâneni de Munte către Chișinău, iată-ne că astăzi, în această zi de, să zicem, de sfârșit de vară, început de toamnă, o zi frumoasă, o zi romantică, o zi de poezie, ne aflăm la grădina, ne aflăm în sectorul botanic, Muzeul satului. Domnul Iuri mă completează și bine face că este un moment așa de emoționant, încă nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să le iau ca să fie bine, pentru că trăiesc cu o imensă bucurie ca să mă aflu aici, mai ales împreună cu doi frați ai noștri, doi prieteni, doi mari iubitori de artă și creatori de artă totodată. Este vorba de doamna Veronica Pârlea Colovali și de domnul Iuri, arhitectul acestei priveliști minunate. Doamna Veronica, câteva cuvinte. Eu vreau să zic că este foarte rușinic, fiind de 30 ceva de ani locuitoarea orașului Chișinău, am văzut această frumusețe numai pe fotografii. Și astăzi, iată, grație dumneavoastră, grație invitației colegului nostru și prietenului nostru, domnul Iuri Casap, care este arhitectul șef a sectorului botanic, am pășit și eu deci în această curte atât de frumos îngrijită, cu iarbă verde, pomi, flori și cu aceste capodopere de artă, care, gratis, se vede că așa Dumnezeu a vrut unor oameni buni, de credință, de bună deci, însușită, să zic așa, a valorilor naționale, au adus aici, pe acest teritoriu și au reprodus ceea ce poate acolo unde erau la început înălțate aceste două biserici vechi, poate că cu timpul, cu vremea, datorită ploilor, vântului, se pierdeau în vremuri, adică, și acum fiecare, cine dorește să vină să se relaxeze un pic spiritual, să fie mai aproape de Dumnezeu, uite, am simțit că parcă am fost acum undeva în secolul XIV, secolul XV, alături de acești pereți din lemn, această șândrilă, care este unul dintre acoperimânturile de bază a românilor de pretutindeni, nu vorbesc de acoperimântul de stuf și de paie din perioada medievală, asta era o avere, așa acoperimânturile aveau oamenii bogați în perioadele precedente. Geamurile care pe atunci nu erau atât de largi ca acum și aceste perdeluțe la geamuri care sunt confecționate de mâinile gospodinile noastre, iarăși ne dă posibilitatea să venim înapoi în trecut, să vedem cum au trăit strămoșii noștri, unde se rugau strămoșii noștri și eu cred că ei erau cu mult mai fericiți decât cei care astăzi merg sau nu merg deloc în bisericile care s-au renovat în ultimii 30 de ani, fiind aduse la stilul modern, cu teracotă de tot felul, cu alte bunuri materiale care mai bune sunt pentru o casă de locuit, hoteluri, dar nici de cum nu pentru un locaș sfânt, unde oamenii vin ca să fie mai aproape de Dumnezeu. La intrare în satul meu de Baștină, este exact așa o fântână, fântână cu cumpănă. Și asta m-a adus înapoi, am avut impresia că pășesc spre casa părintească, casa care nu mai are pe nimeni, părinții nu mai sunt, și parcă m-am văzut la marginea satului și am văzut pe mama și pe tata stând la plopi, lângă fântâna cu cumpănă și așteaptă autobusul ca eu să vin acasă. Mulțumim, doamna Veronica Pârlea Colovali, și rugăm pe domnul Iuria, care este arhitectul acestui lăcaș frumos, plin de poezie și toată de tradiție românească.
Lăcaș, v-ați referit la sectorul botanică. Eu activez în sectorul botanică de 35 de ani. Muzeul satului a început activitatea, s-a format juridic și practic au început a fi adunate obiective pe teritoriul ăsta în 1994, când era președintele a Republicii Moldova, Mircea Snegu. Deci a fost deschiderea oficială, s-au adus mori de vânt, mori de apă, s-au adus multe obiecte, au fost depozitate, dar cu implementarea lor în viață, deci cu montarea lor și cu deschiderea lor, a fost mai greu pentru că era necesar de niște finanțe, probabil. Cu bună stăruință a arhitectului Eugen Bâzgu, care a lucrat foarte intens la aceste două bisericuți. El a făcut desenele, prime desene. Le-a depistat în primul rând în partea din nord a Republicii, unde le-a găsit, unde ele erau împăsate și erau deteriorate în hal de hal, care nu se mai putea de folosi la locul unde ele erau împăsate. El a hotărât să le numeroteze fiecare lemn, fiecare scândurică. Au dus încoace pe teritoriu, s-a găsit locul, s-a făcut planul general de împăsare și s-a început munca. Undeva biserica care o vedeți acum în față, deci a fost început undeva 10 ani în urmă. 10 ani în urmă cu stăruințul părintelui Sergiu, deci o să avem ocazia să vedem dacă o să vedem, el o să folosească mai mult, pentru că el personal a lucrat aici, a făcut șandrila, ungea butoiul acela cu smoală, lucra cu bărdița, deci el personal a lucrat. Asta este o altă bisericuță care din formă de casă, deci nu are cupolă, nu are clopotniță, nu are deci tot ce e tradițional bisericii, dar în formă de casă, pentru că așa, era o formă mai mică de biserică, unde comunitățile nu erau așa de mari și ele erau folosite ca biserică. Teritoriul muzeului satului are 170 hectare, toate nu sunt valorificate, dar partea vegetală, copaci, tot ce legat de apă, iazuri, sunt ocrotite, este îngrădit cu gard parțial și sperăm ca în viitor să se multiplice obiectele care sunt. Cu alte cuvinte, prin activitatea noastră de arhitect și prin ajutorul sprijinilor oamenilor care am înțeles, v-au întins o mână de ajutor și ați făcut ceea ce noi astăzi vedem aici, este mai aici mult decât... vreau să vă opresc că luna Costerați, că Muzeul Satului este o parte componentă a Muzeului Ținutului, de dânsul, de tot ce se întâmplă aici, are grijă Ministerul Culturii și Muzeul Ținutului din centrul orașului, care este o parte componentă a muzeului. Deci noi mai puțin influențăm pe singur teritoriu, mai mult noi pe exteriorul teritoriului, ca să păstrăm, Am vrut să spun că s-a realizat în contemporanitatea actuală o pagină de istorie prin conservarea și păstrarea acestor obiecte de artă pentru generațiile care vor veni. Indiferent că a fost contribuția Academiei, Ministerului Culturii, Primărie sau cine este, până la urmă toată oamenii sunt cei care construiesc și oamenii sunt cei care beneficiază. Vreau să vă spun că am venit atât de bucuros ieri către Chișinău, astăzi, unde vorbim, prin faptul că am întâlnit la Vălenii de Munte, unde a avut loc zilele Iorga, oameni extraordinari și am trăit într-adevăr în autobuz momente de bucurie, de fericire prin felul nostru comun de a fi adevărat frați. Dar nu am venit singur, ci am venit împreună cu draga mea soție, nevasta mea, Gabriela Alef, care este și poetă și este președinta Salonului Literar Artistic Artă prin Educație de la Ploiești. Noi astăzi am venit doar așa, suntem în vise sau suntem în trecere să ne familiarizăm cu Chișinăul, dar mâine vom avea, să spunem, mult mai multe lucruri privind activitatea Salonului Literar și privind ceea ce noi de aproape 2 ani de zile, împreună cu doamna Bianca Colovari și cu alți scriitori basarabeni, am realizat niște cărți despre care mâine vom vorbi despre ele. Și rog pe distinsa doamna Gabriela
la Alef Macedon, să ne împărtășească ce dorește domnia sa ca, ca și prezență fizică în acest mirific loc de poezie și istorie. Mă bucur, mă simt binecuvântată că suntem alături. În primul rând, eu îi mulțumesc Veronicăi pentru că n-ar fi fost posibil această întâlnire și fără ea nu se putea organiza și nu poate fi posibilă și activitatea de mâine de la Centrul Academic Mihai Eminescu. Doamna director Elena Dabijan a primit cu brațele deschise. Vreau să-i mulțumesc și domnului Iurie de compania deosebită care ne-a oferit o drumul de la Vălen către Chișinău. Noi am venit cu ajutorul unor eleve de-ale mele, am venit de la Ploiești la Vălen ca să putem fi împreună. N-am vrut să plecăm separat. Am venit de acasă acasă. Am venit de acasă acasă, exact. Și aș dori, dacă, pentru că domnul Iurie ne-a povestit mai devreme, câteva din realizările dânsului, măcar așa, succint. Nu referitor numai la domnul Cărnașa, în genul despre activitatea dumneavoastră în calitate de arhitect. Este foarte interesant de știut. Încă câteva cuvinte. Calitate de funcțiile care le-am deținut, deci eu sunt administrator, arhitect, funcționar public. Cei ce noi ne ocupăm în majoritate cu acte, cu documente lucrăm, dar printre mai facem și artă. Proiectăm case particulare, că am proiectat case și mai până la 5 etaje. Avem mai multe monumente, stele, embleme, steme, drapele, emblema sectorului botanic, busul lui Alexandru Ancuza, unde eu am fost în grupul de creație, deci în grupul de creație a intrat meșterul care a cioplit piatra, a intrat meșterul care a făcut busul din bronz, a turnat busul din bronz, și eu, ca arhitect, am făcut partea deci, compozițională și partea arhitecturală a postamentului și locul de amplasare, planul general de amplasare, inclusiv și lucrările de amenajare. Felicitări, noi o așteptăm... Busul lui Mihai Eminescu de la Centrul Academic Eminescu, același lucrarea mea, deci e columna lui Traian, care ați văzut pe buclet, o să o vedeți în natură, dar... Să înțeleg că în stagiunea a treia care noi o pregătim, veți veni alături de noi ca partener în aceste acte artistice. Dacă mă primiți, cu mare drag o să mă împărtășesc mai detaliat la fiecare lucrare și o să cred că să fie lucrare bună. Eu mulțumesc pentru că am avut ocazia, de fapt este o ocazie unică pentru mine să fiu la Chișinău în această așa superbă zi toamnă spre vară, spre iarnă, de vară spre toamnă, pentru că este într-adevăr un peisaj, este un lac, un loc sacru, adevărată poezie, păduri, e ceva minunat. Mulțumesc doamnei Veronica Conovale, mulțumesc doamnei Gabriela care a fost cu inițiativa înregistrării acestui scurt dialog amical ca între oameni care se respectă ca între frații care nu și-au uitat și nu-și vor uita vreodată rădăcinile, indiferent de vremă sau de vreme. Mulțumesc tuturor, mulțumesc cu bucuria de a vă fi cunoscut astăzi, cu adevărat, în poziția pe care o aveți de mare om, de mare prieten, de mare frate. Veronica, la fel. Sper că o să... undeva o lună va ajunge numai sectorul botanic ca să vizitați așa mai cât de cât, mai cu pasul, nu cu stațiunea. Doamne ajută! Mulțumim!